în negru, din moment ce, de pildă, un astfel de colocviu are loc. Pe de altă parte, fostul consul român la Chicago, Sever Voinescu, mi-a relatat că, din inițiativa statului român, respectiv a consulului de acolo, după modelul încetățenit la Facultatea de Teologie, la Divinity School, ca profesorii remarcabili să aibă un bust pe culoarul de acolo, s-a oferit să se financeze un bust Mircea Eliade. Și conducerea facultății a refuzat pentru că nu vrea să aibă o figură atât de contestată, omagiată acolo. În plus, există o presiune la care tu însuți răspunzi, îți începi cuvântul înainte prin întrebarea, trebuie ars Eliade? Da, evident că nu. Contextul trebuia. În care ți-ai făcut lucrarea este acela unei discuții care are și acest accent. Da, bineînțeles. Eliade trebuie ars. În efigie, este urba, un accent, dar nu e singur. Nu este singurul. Trebuie spus că întrebările bine puse, decent puse, adresate acestui trecut politic și relației eventual între unele aspecte ale operei și acest trecut politic, aceste întrebări sunt legitime. Sunt legitime. Pe noi desuri ne deranja mult mai mult tonul pe care unele întrebări au fost puse, ceea ce ghiceam în spatele unora dintre aceste întrebări ca sensibilitate, cum să spun... Un fel de voință exterminatorie. Dar cu siguranță că tonul pe care unele întrebări au fost puse a dăunat mult receptărilor aici. Florin, îți mulțumesc foarte mult. Ne despărțim pe această notă echilibrată. Toată iritarea mea era legată de reapariția procurorilor și de instituțiile care încep să spună nu. Acest nume trebuie să iasă din bibliografie și așa mai departe. Îți mulțumesc foarte mult, Florin. Și eu mulțumesc.